Vă salut prieteni și bine ați venit pe canal tutoriale gratuite, astăzi voi face un video în care vă voi arăta cum puteți face o aplicație Android și cum puteți câștiga bani cu această aplicație Android. Site-ul pe care vi-l voi prezenta în acest video se numește Quick Up Ninja și bineînțeles că o să vă las un link în descriere de unde veți putea intra și voi pe acest website. Practic ce voi arăta în acest video vom folosi un website care ne ajută să facem o aplicație foarte rapid fără să știm deloc programare, iar apoi voi arăta cum puteți încărca această aplicație Android pe magazin Play. Vreau să vă zic de la început că pentru a încărca o aplicație pe magazin Play, va trebui să plătiți o taxă de 25 de euro, asta vă zic de la început. Însă, uitați-vă în continuare la acest video pentru că veți vedea că acest website ne oferă un fel de garanție dacă plătim acea sumă. Veți vedea în acest video despre ce este vorba. Deci, haideți să vedem acest website și să vedem cum puteți face o aplicație pe Android. Intras pe acest website va trebui să ne logăm, vom da click pe login, eu o să mă logez cu Facebook ca să fie toată treaba mult mai rapidă, nu are rost să ne complicăm. Am eu aici câteva jocuri create, poate o să vi se pară destul de complicată această interfață la început, însă nu trebuie să vă îngrijorați pentru că este foarte foarte simplu, tot ce trebuie să faceți este să dați click pe butonul Create New Game și aici veți avea posibilitatea de a alege ce tip de joc doriți voi să creați. Puteți uh, crea un joc de tipul Find Words, Chat Story, Tiles, Guess the Picture, 4 Pix One Word. Sunt niște joculețe simpluțe, astea le puteți face în mod gratuit și fără a ști deloc programare, acest website vă va ajuta și unii veți zice da, dar astfel de jocuri cine le descarcă? sau cine ar vrea să descarce un astfel de joc. Ei bine, dacă vreți să vedeți dovezi ale faptului că aceste aplicații chiar se descarcă și se fac bani frumoși din ele, puteți să intrați pe canalul Ionuț Justin. Ionuț este un prieten de-al meu și pe canalul lui veți vedea acolo multe dovezi, mai multe dovezi legate de treaba asta. El a avut câteva aplicații cu sute de mii de descărcări, deci acolo pe canalul lui puteți să vedeți dovezi legate de treaba asta. Eu nu am experimentat în mod personal acest lucru, însă pot să vă zic că știu ce a făcut cu aceste aplicații și pot să vă recomand să încercați și voi pentru că nu știți niciodată, depinde oricum și de aplicație, să fie cât de cât originală și așa mai departe. Însă cu astea vă veți juca voi și veți avea timp să vă jucați pentru că acest website este gratuit. Noi o să alegem de exemplu un uh, joc de tipul chat story, da? dăm click pe next și veți vedea și voi cât de ușor se poate face o aplicație Android. Pe acest website veți avea toate aceste taburi peste care va trebui să treceți pentru a face această aplicație. Puteți să modificați multe chestii legate de design. Aveți aici main screen, puteți să modificați culorile, puteți să ascundeți câteva chestii dacă le doriți și voi. De asemenea, puteți adăuga o grămadă de alte funcții. Eu nu o să vă prezint fiecare funcție în parte pentru că ar lua foarte mult la acest video și oricum la fiecare aplicație aceste funcții sunt diferite, însă eu cred că vă descurcați pentru că nu sunt foarte, foarte complicate, sunt funcții pe care orice aplicație Android le are. Deci eu zic că vă veți descurca, vă veți juca cu ele și veți reuși să faceți s-a toată treaba asta. Ulterior va trebui să mergeți la Stories și bineînțeles trebuie să creați practic conținutul aplicației. Da? Eu o să fac aici ceva aleatoriu pentru că nu pot acum să stau să fac o aplicație foarte, foarte bună. Voi face ceva de test doar pentru a vă arăta vouă în scop informativ. Nu uitați că la fiecare pas puteți customiza culorile, modul de aranjare și de asemenea alte chestii foarte interesante. Le veți vedea bineînțeles în momentul în care veți intra și voi să vă jucați cu acest website. Mai departe, o altă chestie foarte foarte importantă când creați o aplicație Android este iconul. Uh, iconul este foarte important pentru că practic iconul este prima chestie pe care oamenii o vor vedea când vor găsi aplicația voastră pe magazin Play. Și de asta vă recomand să faceți un icon cât mai simplist și cât mai sugestiv care descrie practic ce face aplicația voastră. Asta vă recomand eu. Acest icon îl puteți face ori în photoshop îl puteți face ori în alte servicii online, vă desurcați voi, cu siguranță că puteți face treaba asta. O să încarc aici un icon aleatoriu, o să iau ceva din PC-ul meu ca să nu ne complicăm foarte mult. Am luat această iconiță, să vedeți și voi că arată destul de bine, oricum nu are nicio treabă cu aplicația noastră. La setări aici va trebui să ne punem numele aplicației noastre sau numele jocului, e-mail pentru suport și aici veți avea alte câteva chestii pe care le puteți adăuga la această aplicație. Haideți să adăugăm totuși un nume, o să pun aici un nume aleatoriu, TG de exemplu, și un e-mail aici, o să punem tutoriale gratuite arungmail.com. Asta e doar de test, am zis pentru acest video. Apoi partea cea mai importantă este monetizarea. Voi veți lucra în mare parte cu AdMob, AdMob by Google, practic Google va pune reclame pe aplicația voastră, nu o să vă prezint în detaliu cum faceți treaba asta pentru că vă descurcați cu siguranță, tot ce trebuie să faceți este să intrați aici pe AdMob account și trebuie să vă creați un cont de AdMob, pe contul de AdMob va trebui să introduceți acolo informațiile pe care ei vi le dau acolo de la Ad Unit ID și vor cere încă un ID pe care le găsiți foarte ușor acolo pe pagina principală de la AdMob și în felul acesta voi adăugați reclamele pe aplicația voastră Android. De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați chiar și reclame de pe Facebook. Asta e o chestie care e un pic mai complicată, nici asta nu o să vă prezint în acest video pentru că ne-ar lua foarte, foarte mult timp. Poate într-un video separat voi prezenta și ceva legat de reclamele de pe Facebook. Se poate face și treaba asta pentru cei un pic mai tehnici, cu siguranță știți despre ce este vorba, nu o să prezint în detaliu, v-am zis, dar o chestie pe care vreau să o specific este că diverse jocuri au diverse modalități de monetizare. De exemplu, jocul acesta pe care noi l-am ales cu chatul are doar două modalități de monetizare. Alte jocuri pe care eu le-am testat și a jucat cu ele, pot avea chiar și 5 metode de monetizare, deci vă puteți monetiza aplicația în numeroase feluri. Odată ce ați terminat monetizarea, ați adăugat aici id și tot ce ați vrut voi să adăugați, puteți da click pe Generate Game și jocul vostru se va genera în aproximativ 24 de ore, dar eu vă zic că o să dureze undeva pe la 10-12 ore, cam așa, nu o să dureze mai mult. Odată ce uh, jocul vostru s-a generat, o să aveți aici o listă de jocuri cu, care, cu pe care voi le-ați creat. Uh, de exemplu, eu am aici un joc, jocul înainte de a-l publica pe magazin Play, puteți să-l testați. Ați puteți să dați pe acest buton download și îl descărcați. Ce înseamnă că îl descărcați? Se va descărca un fișier APK pe care va trebui să-l trimiteți pe telefonul vostru. Pur și simplu deschideți acel fișier APK și aplicația se va instala pe telefonul vostru. În felul acesta puteți testa să vedeți cum se vede aplicația, dacă vă place, dacă vi se pare ok designul pe telefonul vostru și așa mai departe. După ce ați făcut toată treaba asta și nu te sigur că vă place aplicația pe care voi ați creat-o, urmează pasul cel mai important și anume să vă um, publicați aplicația pe magazin Play. Treaba asta se face foarte simplu, intrând pe Google Developers, puteți scrie Google Developers pe Google și intrați pe Google Play Console Android Developers. O să vă las și un link în descriere, bineînțeles. Tot ce trebuie să faceți este să vă logați cel mai probabil vă va oferi posibilitatea de a vă loga cu contul vostru. Eu o să mă conectez cu acest cont, vă, vă va cere câteva acorduri, continuați și aici vă va cere bineînțeles să plătiți. Aici va trebui voi să faceți plata, v-am zis, 25 de dolari, nu euro, deci este un pic mai puțin și odată ce ați făcut această plată veți putea încărca aplicația voastră Android fără nicio problemă. Ceva în genul acesta vă va apărea vouă după ce ați plătit acea taxă, veți putea publica aplicația pe Google Play, vă va cere doar câteva detalii, o descriere sumară, o descriere mai largă a aplicației și câteva screenshot-uri din aplicație. Bineînțeles că aplicația va trece printr-un printr proces de verificare pentru că nu orice aplicație se poate publica, dar cu siguranță că veți trece peste acel proces de verificare și apoi veți avea aplicația voastră pe Android. Mai departe depinde totul de voi, puteți să vă promovați aplicația ori pe YouTube, ori pe Facebook, ori puteți să așteptați pentru că în timp acea aplicație poate să urce pe magazin Play mai sus dacă este o aplicație originală și de asemenea trebuie să vă gândiți pe ce nișă vreți să mergeți. Vreți să mergeți pe engleză sau pe română, pentru că și pe română puteți, puteți, face bani frumoși chiar dacă aveți o aplicație în română, de ce nu? Deci cam asta a fost videoul de astăzi, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați neapărat acolo un like pentru că mă motivează să continui cu aceste tutoriale, nu uitați că aveți linkul acestui website în descriere, puteți intra acolo și să vă creați aplicația voastră sau să vă jucați, nu neapărat să publicați o aplicație pe Android, doar dacă vă hotărâți voi să faceți treaba asta, o puteți face, în orice caz eu vă recomand să intrați aici să vă jucați pentru că poate fi o experiență experiență nouă pentru cei mai mulți dintre voi. O să vă las acolo toate linkurile în descriere, v-am zis linkul de la acest website, linkul de la Google AdMob, linkul de la Google Play Console, toate acestea le veți avea în descriere. Cam asta a fost videoul, eu am fost Emi, voi a pe canalul oficial tutoriale gratuite. Până data viitoare, eu vă zic la revedere!